Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iubiți creștini, sărbătoarea nașterii Mântuitorului este o binecuvântată ocazie oferită de Dumnezeu nouă tuturor, ca să ne aplecăm cu mai mare grijă spre sufletele noastre care au atâta nevoie de Dumnezeu. De altfel, în purtarea sa de grijă, Dumnezeu l-a trimis pe singurul său fiu pe pământ pentru salvarea din păcat a sufletelor noastre și pentru aducerea noastră în sfânta sa familie, biserica. Rostul sărbătorii este acela de a ne oferi noi posibilități de apropiere de Dumnezeu și de punerea vieților noastre în acord cu voia lui Dumnezeu. Să nu uităm că îngerii au lăsat slava cerească să vină și să-L sărbătorească pe Fiul lui Dumnezeu. Să nu uităm că păstorii și-au lăsat turmele ca să meargă să-L vadă pe Fiul lui Dumnezeu în iesle la Betleem. Să nu uităm că magii au lăsat țara lor și tot ce aveau de dragul regelui născut de curând. Vă chemăm cu toată dragostea să lăsăm la o parte lucrurile care ne aglomerează în mod inutil viața și să căutăm să ne apropiem cu multă grijă de Mântuitorul care continuă să arate preocupare pentru sufletele noastre. În El vom găsi mântuirea. În El vom găsi însoțire în trăirea noastră de fiecare zi. În El avem un viitor și o nădejde. Lângă El vom găsi adevărata bucurie sufletească de care are nevoie orice om. Vă chem așadar să facem din sărbătorile acestea un prilej de apropiere de Dumnezeu pentru noi și pentru cei dragi nouă. Să ascultăm strigătul prorocului Isaia, care zicea: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Vă dorim sărbători fericite și pline de prezența lui Hristos Mântuitorul în inimile voastre.